Opriți măcelul. Fapte, nu vorbe, domnilor guvernanți. Din când în când auzim despre dezastre rutiere pe șoselele patriei. Din păcate, autoritățile prin ministru Bode, în loc să-și asume răspunderea carnagilor, cum este cel de săptămâna trecută, când în Moldova 7 oameni au decedat într-un accident cumplit, ne urechesc și ne spun ajunge cu depășirile riscante. Nu, domnule ministru, nu sunt de acord. Nimeni nu spune ajunge cu minciunile, cu fariseismul, cu furtul și ipocrizia care ne-au lăsat fără autostrăzi de decenii întregi. Sunt omul cifrelor și al cuvintelor scrise, de aceea vă rog să deschideți programele oficiale de guvernare ale celor care au condus țara până acum și să vedeți cum din 4 în 4 ani au mințit cu nerușinare promițând fals aceleași realizări care nu au venit niciodată. Păi bine, domnule ministru Bode, până acum nu cumva trebuia să efectuăm depășirile pe principalele rute fără mașini care vin în sens opus? Și le-am călcat cu nesimțire toate promisiunile electorale. Nu aveți nicio scuză. Tot sângele este pe mâinile voastre cu care scrieți odată la 4 ani programe cu care ne umpleți de minciuni pentru a ne ține în aceeași beznă, noroi și subdezvoltare. Însă pe lângă lipsa autostrăzilor mai există câteva cauze care sunt uitate de către majoritatea populației. Eliberarea de carnete de conducere unor analfabeți de către grupuri infracționale organizate în jurul inspectoratelor județene de poliție. Cazurile Suceava sau Argeș sunt vârful modest al icebergului. Eliberarea permisului de conducere ar trebui făcută după examene serioase care să demonstreze capacitatea de înțelegere a legilor și a regulilor de circulație, să fie efectiv o dovadă de alfabetizare, nu după diplome dubioase. Pur și simplu teste de IQ s-au descris citit la nivel mediu. Aici orice evitare a sistemului se măsoară în vieți omenești pierdute, de aceea toleranța ar trebui să fie zero. Insuficiența instructorilor examinatori și supraaglomerarea testării pentru permise auto duc la examinări superficiale. De asemenea, lipsa obligativității efectuării școlii și susținerea examenului în condiții de vară și de iarnă este un mare minus. Lipsa unei legislații care să asigure și participarea examinatorilor civili la eliberarea permiselor și pensionarea anticipată a cadrelor MEAI duc la situații aberante, haotice, cărora nu li se găsește rezolvarea de ani buni. Lipsa unui sistem de suspendare sau anularea permiselor pentru boli incompatibile cu șofatul iar duce la situații letale. Domnilor guvernanți, pentru că ați fost la putere până acum, această hecatombă vi se datorează în totalitate. Sunteți, din păcate, izvorul problemei, nu o parte a soluției. Și, în final, pentru că suntem sătui de a arăta cu degetul, fără a oferi soluții, vă anunț că voi contacta parlamentarii Moldovei pentru a pune constant presiune pe Ministerul Transporturilor și MEAI pentru rezolvarea acestor situații ce țin România în lumea a treia, astăzi când avem deja 15 ani de participare cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Fapte, nu vorbe, domnilor guvernanți. Soluții, nu lamentări. Așa așteptăm de la voi. Deputat Radu Ciornei, circumscripția 35 Suceava. Vă mulțumesc.